Eu sunt Carmina și îți urez bun venit la prima ediție a Tourism Market Insider. De-a lungul timpului am primit o mulțime de întrebări de la cei aflați la început de drum în turism, mai exact de la cei care vor să deschidă o afacere în acest domeniu, în special agenții de turism. Astfel, tema acestei prime ediții am ales să fie agenție nouă aflată la început de drum. Haideți să vedem care sunt actele necesare. În primul rând, ai nevoie de actele firmei, pe care poate că o ai deja sau poate o înființezi chiar acum. În al doilea rând, ai nevoie de o asigurare a agenției împotriva falimentului. Este un act absolut necesar pentru a obține mai departe licența agenției de turism, care este pasul 3 în a deschide o agenție de turism legal înființat, ca să spun așa. După ce ai toate actele în regulă, vei avea nevoie să știi cu ce te vei diferenția tu pe piață și cum te vei poziționa în această piață. În acest moment, în România, există în jur de 2000 și ceva, 3000 de agenții de turism. Din păcate, în acest moment, sunt foarte multe care vând aceleași lucruri și care nu se diferențiază cu nimic. În acest moment, este din ce în ce mai greu să poți să continui un astfel de business dacă tu nu te diferențiezi cu nimic. Așa că, dacă tot ești la început de drum, gândește-te foarte bine la ce te face pe tine diferit și de ce ar veni clienții tăi să cumpere de la tine. Cum poți să faci tu acei oameni fericiți? Cum poți să le oferi niște vacanțe inedite din punctul lor de vedere? Aș putea spune că dacă ești o agenție de turism la început de drum, ai două posibilități de viitor, ca să spun așa. În primul rând, poți să te accesezi pe zona de online, pentru că este cea cu creșterea cea mai mare în ultimii ani la nivel internațional. Însă, dacă vrei să deschizi, de exemplu, o agenție de turism axată pe zona de online, va trebui să fii întotdeauna cu ceva nou, pentru că în acest moment, în piață, există agenții de turism care au atacat acest segment și care fac lucrurile deja foarte bine. Va trebui să vii cu ceva nou, ceva necesar industriei de turism, practic, cu ceva necesar pentru ca clienții tăi să vină să cumpere online de la tine și totodată va trebui să vii cu ceva nou tocmai pentru a ieși în evidență. Dacă nu vrei să mergi pe zona de online, ce-i drept, este o zonă ceva mai costisitoare pentru că vei avea nevoie de sisteme și de dezvoltarea acestor sisteme de rezervări, ca să spun așa. Ei bine, dacă nu vrei să faci asta, recomandarea mea ar fi să te nișezi. Alegeți o nișă, alegeți poate o pasiune pe care o ai și pe care poți să o transpui în vacanțe pentru diferite persoane și înarmează-te cu răbdare, pentru că a crește o agenție de turism nișată este un lucru de viitor, într-adevăr, dar este un lucru pentru care ai nevoie de răbdare, pentru că va crește în câțiva ani buni. Pot să-ți dau și exemple de agenții de turism nișate, sau de nișe mai exact. În România avem agenții care fac turism de aventură și aceasta poate să fie o nișă. Avem agenții de turism axate pe fotografie. Avem agenții de turism axate pe o zonă anume din România, de exemplu, pe zona Delta Dunării. Nișa ți-o poți alege tu și, bineînțeles, că ți-o poți alege și din ceea ce ai tu ca și pasiune sau ceea ce știi că faci deja foarte bine. După ce îți alegi una din cele două direcții pe care tocmai ți le-am propus, zona de online sau zona de nișă, va trebui să stabilești un scop și niște obiective clare. Totodată, va trebui să-ți definești publicul țintă, acel profil al clientului, dacă ai mai auzit ca și denumire. Trebuie să știi cui te adresezi, pentru că odată ce cunoști clientul respectiv, profilul său mai exact, vei putea ști ce anume îi se potrivește, ce nevoie are și cum poți tu să răspunzi la aceste nevoi. Mai departe, vei avea nevoie de o strategie de dezvoltare, de marketing și comunicare. De ce ai nevoie de toate acestea? Pentru că tu ai niște obiective de îndeplinit și trebuie să știi cum vei ajunge mai departe. Evident, strategia pe care o faci la început de drum s-ar putea să o modifici mai departe. Ar putea spune că mai mult ca sigur va trebui să fie destul de flexibilă, pentru că odată ce ai început să faci un lucru, s-ar putea ca rezultatul să fie cel așteptat sau diferit, ceea ce va însemna că va trebui să te adaptezi. După ce pui toate aceste lucruri la punct, este important să conștientizezi faptul că trebuie să fii permanent în ochii publicului tău. Oamenii trebuie să știe că tu existi, că tu faci niște lucruri extraordinar de bune și de frumoase pentru ei și va trebui să rămâi în viziunea lor tot timpul. Este un lucru legat într-adevăr de strategia de comunicare,
pe care o să ți-o pui la punct între timp, însă este un lucru esențial. Ca și concluzie, dacă îi faci pe oameni să te vadă constant, vei câștiga un segment de piață, iar acel segment de piață, teoretic, ar trebui să fie cel axat pe profilul clientului pe care l-ai definit tu atunci când ai început cu acest business. Este important să reții că dacă îi faci pe oameni fericiți, dacă îi lași să te cunoască, dacă ești acolo în ochii lor permanent și dacă le oferi exact ceea ce le promiți, adică servicii de calitate și exact pe interesul lor, oamenii te vor ține minte și vor călători în continuare cu agenția de turism pe care tu ai deschis-o, poate chiar în acest an. Mult succes!